Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin astăzi către voi cu o citire interactivă pentru energia lunii septembrie, să vedem cam cum se arată luna pentru voi în funcție de ce variantă vă alegeți dintre cele două prezente. Și am ales, uite, două simboluri din tarot, și anume asul de monede, aici avem un mesaj, sunt norocos, și asul de spade. Să vedem către ce ne îndreptăm cu toții, pentru că și eu sunt parte din aceeași poveste ca și voi. Tare mult vă rog de aici să luați lucrurile cu care rezonați, ce nu să lăsați deoparte. Citirile sunt colective, situațiile voastre de viață diferite și aici este o platformă de divertisment unde informațiile vin așa cum fiecare dintre noi le poate transmite. Le luați și voi cu titlu informativ, nu ad literam, și nu recomand nimănui să se ghideze 100% după ceea ce aude pe astfel de platforme, pentru că poate nu există relevanță sau acuratețe în totalitate. De asemenea, mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături ca de fiecare dată și îi îndrum cu căldură pe cei care sunt noi aici, dacă rezonează cu mesajele, să ni se alăture în comunitate, să aprecieze clipurile. Aprecierile voastre ajută orice creator de conținut și acest canal să crească. Dacă voi apreciați munca omului din spatele camerei, atunci puteți să-i mulțumiți printr-o apreciere sau prin abonare. Deși filmez pentru un potențial al lunii septembrie, să știți că voi atinge și vibrația numărului 3 și a numărului 4. 3 este un potențial colosal de manifestare, în timp ce 4 este etapa în care începi să lucrezi la visul tău. Sunt multe de spus, dar astăzi trec direct la subiect. Numărul 1 sau, uite, asul de monede, numărul 2 sau asul de spade. Hai să vedem ce potențial îți dezvăluie ție luna septembrie și cum poți tu manifesta acest potențial, la ce ai de lucrat. Nebunul, o deschidere frumoasă. Puterea și cavalerul de cupe. Având în vedere că pe 4 este intrarea, ingresul planetei Marte în rac și că pe 3 avem luna nouă în fecioară, uite că ți se deschid niște noi drumuri, apar în viața ta noi oportunități, ca intenții, ca oameni care te pot ajuta sau ca soluții, ca alternative pentru ceea ce ai tu acum în minte, pentru lucrurile de care te ocupi, pentru ca tu să le pui în practică. Ai suficient de mult ajutor, sprijin din jurul tău sau forță vitală să manifesti lucrurile pe care ți le dorești? Cu cât vei pune mai multă emoție în ceea ce faci, cu cât vei fi mai aliniat între minte și suflet, cu atât mai bine îți va fi și cu atât mai mult succes vei avea. Pentru tine, luna septembrie este bună pentru a începe ceva. Activități care îți fac cu adevărat plăcere, să îți reevaluezi situațiile de viață care îți creează disconfort, să te împaci cu oamenii cu care te-ai certat sau să vezi cine anume îți este alături. Atenție aici, așa cum am spus în descrierea pentru această săptămână, că energia lui Marte în rac poate fi ușor manipulatoare. Deci, atenție la semnale de genul acesta, la strategii care se pot face în jurul tău sau la ce strategii pui tu acum pe lista ta de priorități pentru a-ți obține țelurile, pentru a ajunge acolo unde îți dorești, pentru că pot să fie cu reușită, pot să nu ți se îndeplinească anumite lucruri. În tot cazul, energia pe tine te susține în această lună să faci lucrurile pe care ți le dorești într-un ritm foarte lent, în sensul că trebuie să fii atent la foarte multe detalii deopotrivă. Dacă ne uităm la energie din punct de vedere relațional, când vine vorba despre relațiile voastre, sunt lucruri care au de-a face cu ego-ul, dar este o lună foarte bună, predispoziția cel puțin pentru voi în această lună este de ameliorare, de înțelegere. Indiferent cât de greu vi se pare să faceți ceva anume, va exista în permanență o cale, o idee, o soluție pentru ca voi să depășiți acel moment de greutate. Pot apărea în viața voastră oameni noi, pot acum oamenii
cu care voi sunteți, pe care îi aveți în gând să-și deschidă sufletul, chiar dacă se simt vulnerabili, să facă un pas către voi. Este aici o declarație de iubire, sunt aici cuvinte frumoase, sunt aprecieri și la locul de muncă de asemenea. Poate veni pentru unii dintre voi cu o promoție, poate veni cu un nou loc de muncă, poate veni cu o alternativă sau cu colaborări noi pe care să vă bazați pentru a vă putea crește veniturile. În zona medicală să fiți foarte atenți la emoțiile voastre, pentru că să știți că emoțiile noastre ne îmbolnăvesc, dar sunt în egală măsură și șanse de recuperare aici. Cei care aveți provocări pe zona aceasta de sănătate, să fiți foarte atenți la emoții și la tot ce ține de sistemul endocrin. De asemenea, pentru că puterea este cartea leului și leul ne oferă indicii despre zona inimii, despre cardiologie. Atenție și la aceste aspecte, s-ar putea unii dintre voi să programați niște intervenții chirurgicale, unii dintre voi estetice, alții dintre voi mai complicate, care țin de organe vitale importante, pe care indicat este să le programați în general după o lună plină. Asul de cupe. Ceva concret apare. Vedeți, asul de monede înseamnă foarte multe oportunități care vă aduc vouă o satisfacție personală desăvârșită în această lună, șansele de care aveți nevoie, regele de spade și rațiune și minte limpede și foarte multă organizare, foarte multă maturitate să reușiți ceva anume din ceea ce vă propuneți. De asemenea, aici să știți că foarte mulți dintre voi veți tinde să fiți așa focoși, pasionali și impulsivi, însă energia cumva se va alinia în jurul vostru, astfel încât voi să vă temperați emoțiile. Cheia succesului în această lună pentru voi este să vă calmați și să vă stăpâniți mintea. Doi de spade pentru a putea lua hotărârile potrivite pentru voi. Pot fi niște discuții pe care să le armonizați în această lună sau poate fi o decizie finală într-o anume privință. Și regele de băte, cu încredere înainte. Pentru voi, energia din acest moment, pentru luna septembrie, spune în felul următor. Cu cât îți controlezi mai mult mintea și cu cât ai așteptările mai relaxate de la viață, cu cât te eliberezi mai repede de frici și ai mai multă încredere în tine, cu atât mai repede reușești să faci ceea ce ți-ai propus. Această lună, septembrie, pentru tine vine cu un potențial major când vine vorba despre planurile tale de viață, despre schimbările la care te gândești, pentru că poți reuși să faci ceva ce ți-ai propus. Se schimbă o stare, starea ta sau starea cuiva drag ție, când vine vorba despre niște neînțelegeri. Soluționezi o neînțelegere pe parcursul acestei luni. Avem aici îngerul păzitor sau protecție din planul divin, parteneriate și o ușă închisă. Uite, vei avea o șansă acolo unde înainte nu reușeai. Luna va fi pentru voi după cum urmează. Vreți să faceți ceva? Aveți un blocaj? Vă este frică? Vă este teamă? Sau se întâmplă niște lucruri pe care voi nu le puteți controla? Încercați să înțelegeți că s-ar putea să nu fie locul vostru în acea direcție, să nu forțați lucrurile. Apoi, pe de altă parte, este vorba despre faptul că acum vi se deschid niște uși. Niște uși sau se soluționează niște probleme. Veți afla niște răspunsuri, găsiți realmente niște soluții pentru care ați luptat, pentru care ați discutat, pentru care v-ați bătut cu mult timp înainte sau foarte mult timp înainte. Aveți un câștig de cauză aici, poate fi o nouă relație de iubire, poate fi o coincidență, o sincronicitate absolut fabuloasă, să fiți omul potrivit la locul potrivit. Este o aliniere absolut fantastică aici pentru voi și să știți că această lună septembrie, așa cum am spus luna trecută, ca să nu spun săptămâna trecută, vine cu numărarea bobocilor. Este o lună de concluzie. Este o lună unde dacă ceva nu vă convine, să aveți șansa, aveți oportunitatea să corectați ceva.
Aici este iubitul sau este cineva care vă apreciază sau uite ajutor din planul divin pentru parteneriate și în zona relațiilor, și în zona medicală, și în zona profesională. Veți avea protecție, să fiți foarte atenți la cum se desfășoară zilele voastre, cum parcurgeți voi această perioadă, pentru că veți avea semne foarte clare dacă merită să insistați într-o anumită direcție sau nu. Și câinele, ceva foarte loial. Vedeți, aici se deschide o ușă și odată ce se va deschide această ușă, veți ajunge acolo unde trebuie, ajungeți la voi în castel. Poate fi o relație care se rezolvă acum, poate fi o împăcare cu cineva drag, pentru că avem Pluto din nou în Capricorn. Pot fi chestii care se reactivează din anul 2008, din anul 2018. Poate fi o reușită în legătură cu o moștenire, cu ceva ce vi se cuvine, cu un drept cuvenit sau în sfârșit veți vedea că roadele muncii voastre încep să ajungă la voi. Este o lună fabuloasă, fabuloasă. Voi aveți șanse reale aici să manifestați ceva și protecție din planul divin pentru asta. Noi contracte de muncă pot fi aici. O confirmare, o certitudine că cineva simte pentru voi ceea ce vă doriți voi să simtă. Un început. Clar este un început. Uite, de asemenea, atenție că pe tranzitul lui Marte în Rac veți fi poate unii dintre voi mai emotivi sau poate se reactivează niște lucruri care sigur că au lăsat răni sau care sigur că au lăsat acolo emoții puternice în spate pentru a clasa acele situații, pentru a le rezolva. Pentru alții dintre voi se prescrie ceva. Fie un tratament care începe să dea roade, fie sunteți absolviți de o vină sau scăpați de ceva foarte stresant. O bucurie. Încheiați o poveste cu bucurie. Se rezolvă ceva cu bucurie. Avem câinele și potențialul să reparați ceva. Pot fi prieteni cu care acum să vă reîntâlniți, pot fi prieteni pe care acum îi eliminați din viața voastră și o spun frumos, pur și simplu, vă convingeți de comportamentul cuiva, vă convingeți de adevărata natură a cuiva și vă eliberați de niște oameni toxici. Poate fi vorba despre o împăcare, despre concluzia că cineva nu v-a trădat, nu v-a mințit. Poate fi vorba despre faptul că în sfârșit vă găsiți grupul de oameni potriviți pentru voi, pentru acest moment din viața voastră. Este o lună mai relaxată, este o lună frumoasă, este o lună pentru simțire, este o lună care vă ajută dacă lucrați cu voi înșivă și vă să vă dezvoltați foarte mult intuiția. Este o lună cu zâmbete, mai ales pentru cei care aveți copii sau este o lună în care vă veți bucura precum copiii. Pot fi nepoți, copii acum, elefantul și farul, puterea să înaintați către obiectivul vostru, încredere că puteți înainta, luați fiecare zi așa cum vine. Aici avem judecata. Luna septembrie s-ar putea să-ți aducă niște situații vechi care au nevoie de atenția ta acum pentru a nu se mai repeta, pentru a pune punct final, semnătura, data și clasezi povestea. Revii asupra unor lucruri pe care le rezolvi acum, uite, devii mai matur, parcă se distruge așa un mit când vine vorba despre ceea ce ai crezut înainte și te convingi. Și aici avem două semne afirmative, da și yes. Lucrurile vor tinde să se liniștească pentru tine dacă tu îmbraci acest arhetip al regelui de spade care spunem controlez mintea, sunt foarte rațional, nu mă las declanșat de emoții puternice, ci sunt analitic și iau lucrurile exact așa cum sunt, negru pe alb. Pentru alții dintre voi este vorba despre identitatea proprie, pentru că, da, toate aceste cadre din acest moment, toată această conjunctură astrală ne împinge pe noi către propria noastră identitate. Avem nodul nord în berbec și de la anul se mută în pești. Este o poveste frumoasă care este în desfășurare aici pentru voi, atâta timp cât știi cine ești, vei fi propriul tău stăpân și viața îți va
surâde și îți va da înapoi lucruri bune. Un prieten foarte bun. Îți găsești un grup de oameni cu care să faci lucruri în această lună. Te simți bine, mergi la sărbători, ai aniversări în familie, se întâmplă niște lucruri extraordinar de bune. Ori ai în jurul tău oameni care sunt în semnul berbecului, în anul chinezesc, pisică, câine, ori ai oameni care sunt în semnul balanței, ori acestea sunt arhetipurile la care tu trebuie să lucrezi, în sensul că ai o poveste în relațiile tale care are nevoie de atenția ta, este vorba despre intelectul tău și cum te poți dezvolta mai mult de atât, și aici este o întoarcere la studii sau să te nișezi într-o anume direcție, să devii specialist, pentru că Fecioara cu luna nouă acum oferă specializări. Pentru alții dintre voi se vopsește ceva sau este acea zicală, pe afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul și tu te vei putea convinge dacă așa este sau nu. Vă doresc să aveți o zi minunată, merg către următorul grup. Bun găsit dacă ai ales acest set de cărți verde și asul de spade. Să vedem ce adevăr iese la suprafață, cum poți tu să-ți clarifici viața. Ce informații te pot ajuta pe parcursul acestei luni pentru acest potențial de manifestare? Împăratul. Ce frumos! Pajul de spade. 10 de băte. Regina de spade. Incredibil câtă energie de spade este aici. Și voi face în felul următor, ca să mă concentrez mai mult pe citire. 10 de spade, împăratul din nou, 8 de spade și 6 de spade. Așa ceva, așa ceva. Pentru tine, pentru voi, toți cei care v-ați ales acest grup, această lună este una cheie pentru următorul pas. Ați ajuns la un capăt de drum. Ceva v-a presat atât de tare încât trebuie să evaluați o situație și este o urgență a sufletului vostru să parcurgeți acești pași de reevaluare a unei situații pentru a putea face un pas înainte către planurile, obiectivele voastre de viață. Aveți de două ori cartea împăratul și împăratul este cartea berbecului, al cărui guvernator Marte a intrat în rac. Chestiuni care țin de spațiul locativ, chestiuni care țin de casă, de familie, de trecut, chestiuni care țin de zona imobiliară sau de modalitatea în care v-ați format voi până acum. Și este o rescriere, este subconștientul vostru care acum scoate la suprafață una câte una rănile, unul câte unul blocajele pe care le aveți, astfel încât voi să vă eliberați. Este o lună pentru vindecare și când spun vindecare, luați-o ad literam. Fecioara este semnul sănătății și pe data de 3 deschide poarta un culoar foarte, foarte larg și susținut energetic pentru vindecare. Fie că vorbim despre corpul fizic, fie că vorbim despre cel emoțional, fie că vorbim despre cel mental, pentru voi aici este un aha. Este o perioadă de liniște, este o perioadă pe care să o parcurgeți în solitudine când vine vorba despre planurile voastre de viață, ideile voastre, să le alchimizați, să le integrați voi, să le planificați voi de la zi la zi, cu răbdare și cu tact, până la a le împărtăși cu ceilalți, pentru că veți vedea cum un lucru duce la celălalt și cum încep să vi se lege lucrurile pe care voi le doriți. În cupluri, dacă aveți provocări, aflați că ambii parteneri se regăsesc în acest moment în energie masculină și aici este vorba despre faptul că da, poate dacă sunteți doamne, singure v-ați descurcat, singure ați crescut copiii, singure ați gospodărit, singure ați administrat bugetul familiei și așa mai departe, însă este musai să faceți un salt în energia feminină, chiar dacă nu în cea a cupelor sau în cea a monedelor, ci în cea a spadelor, care este rațională, care își ține emoțiile sub control, pentru că așa veți reuși. Și când spun energie feminină, da, spun energie feminină, pentru că noi femeile ancorăm
din planul eteric tot ce este mai bun acolo, în timp ce energia masculină sau bărbații implementează aici în planul terestru. Deci tot ce puteți voi face în această lună de bine pentru voi este să lăsați să curgă prin voi intuiția, ideile pe care le aveți, să le înțelegeți în primul rând voi la nivel mental, să le organizați acolo pe compartimente, pe liste de priorități și apoi una câte una, una câte una, să le luați în lucru, să vă ocupați de ceea ce arde sau de ceea ce vreți voi și este important pentru voi în această lună. Pentru unii dintre voi este un capăt de drum cu anumite relații care nu mai funcționează și veți vedea că vi se arată paliere pe care să puteți naviga în ape liniștite pe mai departe către viitor, chiar dacă nu pare nimic foarte entuziasmant așa și foarte optimist, în zare să mergeți cu încredere către noile drumuri care vi se deschid, pentru că vi se deschid niște drumuri. Uite, am ales asul de spade și uite câte spade sunt, pentru că nu este întâmplător, voi aveți nevoie de claritate mentală, dar și de această capacitate de a fi raționali. Și pe parcursul acestei luni veți avea potențialul colosal să vedeți, să vă folosiți și cele cinci simțuri, dar și intuiția, cel de-al șaselea simț, să depășiți situații critice pentru unii dintre voi sau cheie de viață, să ridicați blocajele din calea voastră prin puterea cuvântului. Atenție la cuvintele voastre, atenție la strategii, pentru că Marte face strategii acolo în rac, atenție la fricile voastre, pentru că vor apăsa, știți, vă vor împunge așa una câte una situațiile care vă creează vouă disconfort, unde nu sunteți voi pe deplin încântați de ele sau unde nu vă simțiți voi pe deplin pregătiți în anumite direcții, în anumite privințe, pentru a vă maturiza, pentru a crește, pentru a evolua. Sunt aici locuri de muncă la care puteți merge acum, vă puteți găsi un loc de muncă, puteți să schimbați o strategie, puteți să rezolvați niște chestiuni foarte importante care au aspecte legale, notariale, care au aspecte administrative. Vă lămuriți. Deveniți cumva mai puternici. Este ca și când vă treziți de pe o zi pe alta cu mintea limpede și cu certitudinea că orice s-ar întâmpla, voi veți fi bine. Mai vreau niște cărți aici. Este foarte puternică pentru voi. Energia este puternică și este precum ce este în gușă, este și în căpușă. Adevărul gol-goluț. Sau foarte clar, este limpede precum cristalul. Nu există dubii. În zona relațiilor aici, mai ales dacă aveți copii aici, ar putea să fie niște provocări, dar pe care le puteți rezolva. Aveți la îndemână modalități de soluționare a provocărilor. În zona medicală, dacă aveți niște provocări sau nu vă simțiți bine, aveți o lună mai lipsită așa de energie, luați-o încet, încet și nu depuneți eforturi colosale când ar trebui să vă odihniți. Iar altora dintre voi vi se spune să vă gândiți foarte realist la viața voastră, pentru că s-ar putea să irosiți timp pentru a face bani și apoi bani pentru a câștiga timp. Uite ce frumoasă este cartea asta aici. Acest om este la pământ, răpus de propriile sale gânduri și avem aici o căprioară care spune: stai liniștit. Te poți ridica de acolo, poți învăța să mergi. Este ca în filmul Harry Potter, o căprioară aliat. Când Harry Potter a avut o provocare, unul dintre profesorii săi, care în aparență era rău, l-a ghidat de la distanță, fără ca el să știe cine este, și în permanență a avut sprijin. În permanență aveți un aliat. Ori aveți prieteni buni în jurul vostru care vă sunt alături, chiar dacă nu pot face în mod direct ceva pentru voi, vă susțin prin gânduri bune și prin vorbă bună, fie este vorba despre încrederea voastră fără limite și fără intermediari că reușiți să faceți ceva anume. Nu sunteți atât de slabi și atât de expuși precum credeți, de neputincioși, ci mai degrabă aș putea spune că asta este o lună în care să începeți să vă reculegeți, pur și simplu. Energia de pe unde ați lăsat-o. Magicianul.
Totul depinde de voi. Această lună pentru voi dă startul în funcție de ce hotărâri luați și de cum vă raportați voi la viața voastră, dacă vă considerați sau nu un învingător. Eremitul. Luna nouă din Fecioară vă va ajuta să vedeți foarte limpede, fără dubiu, ce aveți de făcut. Poate fi vorba despre deschiderea unui nou orizont, noi șanse care apar către voi sau unui canal de comunicare cu cineva cu care înainte nu vorbeați, se ridică niște blocaje, bun, acum vorbim, ce ai de spus? Regele de bâte ca și la celălalt grup, cineva tace și face. Așa ar trebui să fie pentru voi această lună, să știți doar voi ce planuri aveți, cum vreți să faceți anumite lucruri pentru ca ulterior să le implementați. Pe de altă parte, aici este cineva care pare că nu vrea să vă asculte, dar este ochi și urechi la tot ceea ce vede și la tot ceea ce spuneți. Și pajul de cupe. Tot răul spre bine, până la urmă totul va fi bine și să știți că veți avea aliați. Vi se deschid uși. Pentru voi această lună vine cu oportunități, cu deblocarea unor situații, exact cum am spus. Cu împăcarea, indiferent despre cine vorbim, vă puteți împăca. Avem regrete. Regrete. Poate până acum nu v-au ieșit lucrurile și în loc să regretați, din această lună aveți ocazia să acționați și să mai încercați. Casa poate fi legat de familia voastră. Și despre neclarități. Ceva ce n-a fost clar înainte, acum devine limpede ca apa. Vă puteți împăca cu cineva care înainte a pozat în ceea ce nu este sau a făcut niște lucruri care v-au deranjat și aici este tristețea. Voi veți avea ocazia să rectificați situații de viață, acolo unde aveți regrete, să reluați niște situații de viață pe care nu le-ați putut rezolva anterior sau să aveți niște șanse după care ați suspinat, după care v-ați tot uitat și nu credeați că vi se poate întâmpla și vouă ceva bun. Putere. Magicianul. Puterea să o luați de la început. Până la jumătatea lui noiembrie aveți cale liberă să rezolvați niște situații extraordinar de complicate și să ieșiți din situații limită, exact cum am spus, să lăsați deoparte, uite, îndepărtați-te de grijile tale, lasă să plece grijile. Și avem 8 de spade și 10 de băte. Gata, s-a terminat. Ce poți face acum? O, și roadele muncii tale, așa cum am spus în citirea anterioare. Bogățiile sunt aici pentru tine, reușite. Situații concrete de viață care acum capătă sens, concluzionezi lucruri, te convingi în legătură cu niște oameni, cu relația ta, ai asul de spade, totul va fi limpede, nimic în această lună pentru tine nu va rămâne ca un dubiu. Dacă rămâne ca un dubiu, înseamnă că nu te-ai ocupat de situațiile respective și ai rămas în această stare de blocaj. Energia te susține să înflorești, să evoluezi. Uranus în Taur în retrogradare te ajută pe tine să te desăvârșești, iar Pluton în Capricorn îți aduce autoritate și putere să ai un cuvânt de spus, să acționezi, fără teamă, fără îndoială. Talismanele. M-am înțepat la un deget aici la talismane. S-ar putea să fie niște analize, atenție la glicemie pentru alții dintre voi, atenție la discuții care nu aduc nimic bun. Sunt anxios. Voi aveți o urgență, aveți așa o energie a nerăbdării. Liniștea interioară, cu cât sunteți mai calmi și mai realiști, cu atât mai ușor vă va fi să treceți peste niște lucruri. Karma. Se numără bobocii pentru voi și să știți că ieșiți bine. Aici este plus, nu minus. Lucrurile care v-au întristat înainte, oamenii care v-au tot făcut diverse lucruri, din punctul vostru de vedere, desigur, primesc ceea ce merită. Fiecare primește în viață ceea ce merită, karma. După faptă și răsplată.
Te iubesc. Și să ne amintim momentele acelea. V-a greșit cineva? Luați de acolo experiența de viață, transformați-o în putere și acea putere interioară, acea experiență de viață devine arma voastră, asul vostru din mânecă, pentru a ști pe viitor ce aveți de făcut, fără să repetați greșelile din trecut. Pe de altă parte, aici este cineva care, v-am spus, regretă ceea ce a făcut, pentru că, deși a acționat într-o anumită manieră, are sentimente și s-ar putea să stați de vorbă și să lămuriți acele lucruri. Din nou, un as de spade. Claritatea, adevărul, o discuție pe care o doriți și în ce direcție o luăm. Este o lună pentru concluzii. Către ce ne îndreptăm, ce facem? Alții dintre voi aveți planuri de mutare, de relocare. Avem aici un miel. S-ar putea să vi se pară o lună destul de complicată vouă, în sensul că s-ar putea să aveți tot soiul de situații, să nu se încheie o situație că apare alta, dar aveți puterea. Mielul acesta este de fapt berbecul, împăratul. Să vă uitați în oglindă și totuși să vă alocați așa meritele cuvenite, pentru că dacă voi nu vă respectați și nu vă apreciați, cei din jurul vostru vă vor simți energia. Aici avem îndrăgostiții și elefantul, o alegere. În urma unei alegeri, fie veți fi foarte puternici, fie a venit momentul să fiți foarte puternici și să luați o hotărâre. Foarte mulți dintre voi aveți de luat o hotărâre. Chiar dacă iubiți pe cineva și relația a fost dezastruoasă acolo, a venit timpul să mergeți mai departe, oricât de greu vi s-ar părea, pentru că vă așteaptă ceva mai bun la orizont. Vă așteaptă vremuri bune, vremuri fericite, aveți protecție divină, uite, norocul vi-l faceți voi cu mâna voastră, vi se arată calea, dar nu vă ia nimeni de mână să vă pună pe calea potrivită, ci este alegerea voastră și puteți să o faceți. Un potențial formidabil. Avem pești aici. În anul ce urmează, nodul nord se va muta aici în pești. Și mutându-se în pești, vine vorba despre frăție. Frăția inelului, că tot citesc eu acum stăpânul inelelor, este vorba despre a înțelege cine ne este aliat, despre a înțelege că de fapt toți avem același scop în viață și sensul este evoluția. Să fim empatici, să fim mai mult înclinați către zona aceasta a emoțiilor, a simțirii, a iubirii, a empatiei, a bunătății din noi. Pentru alții dintre voi se închide un ciclu puternic de viață sau ați ajuns la un capăt de drum. Asta este situația. Ce faci de acum înainte? Și este o trezire. O trezire în care spui sau a venit vremea să spui eu vreau sau eu pot sau eu de astăzi. Și de acolo vei vedea cum apar așa becuri, 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 becuri care ți arată pe unde să o iei pe hartă, pe drum, fără să te împiedici, fără să cazi, fără să te doară. Unii dintre voi aveți această apăsare și acest stres în legătură cu cineva, dar persoana aceasta doarme și să știți că nu se schimbă, uite, nu se schimbă. S-ar putea să bateți la niște uși închise sau sunteți pe o direcție care este drum închis și trebuie să reconfigurați traseul. Și în această lună se întâmplă lucruri care să vă declanșeze puterea, să spuneți gata, stop, se închide un cerc de 360 de grade, nu? Atât durează și perioada de doliu, gata, s-a închis. Dacă tot hrănesc ceva ce nu merge, dau energie vitală de la mine și mă topesc pe picioare. Este o lună foarte bună pentru ascensiune pentru voi, la orice nivel și pe orice plan. Avem toți de muncă, să știți că și eu am de muncă și eu am problemele mele și poveștile mele de viață, dar am încredere că se poate. Așa cum vă spun și vouă de fiecare dată. Să fiți bine, sănătoși și iubiți, să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!